Salutare, salutare, prietenul vostru Lauru Balauru vă prezintă încă o zi, încă o poveste, încă un grătar de poveste. Pentru început, pregătim lemnele și cărbunii. Ia uitați ce foc jovial avem aici. Pastrama, mititei, alți mititei, cârnăciori, maestru Adi a pus pulpițele pe grătar. Nu uitați, carnea care se frige cel mai greu, o punem prima pe grătar. Avem și ciupercuțe, mai mari și mai micuțe. Grătar de toamnă, cu de toate, inclusiv o costiță de porc bine condimentat. Ia uite pastrama, tată. Ciupercuțe, ciupercuțe, parcă ar fi niște mici bărcuțe. Ia uitați, maestru le răsucește. Nu vă pot descrie ce miros minunat avem aici. Ia priviți cum merge mâna. Excelent! Avem mâncare pentru o divizie. Cu toate că noi suntem doar o companie. Ia uitați ce bine arată. Să le mâncăm pe toate, tată. Da. V-am zis, niște delicatese. Habemus papa. Avem fum alb. Papa se pregătește. Papa pentru ghiozdănel, nu papa de la Roma. Am pus și ciupercuțele. Ce bine stau drăguțele. Cu ceva brânză de burduf. Maestrul răsucește pulpițe. Bine arată drăguțele. Nu uitați, peste 80% dintre cei care urmăriți acest clip nu sunteți abonați ai canalului Lauru Balauru 77. Dar o puteți face și totul este gratuit. Ia uitați ce bine arată. Coasta de purcel măitat. Minunată, minunată. O mai punem pe grătar odată. Să fie călduță. De băgat la ghiozdănuță. Ia uitați, maestrul taie coasta și vă arată cât de bine este pătrunsă. O depune în bol, în acest castron. Minunate sunt aceste bucate. Avem seria 2, foarte bună pentru noi. Uitați ciupercuțele, bine arată drăguțele,
câte una, câte una. Se depune în tigaie. Minunat. Parcă îmi plouă în gură. Mirosul specific este chiar mirific. Ciuperci românești, făcute în zone muntenești. Avem și un pelin. Mâncarea s-o desăvârșim. Totul arată minunat. Maestru de ciocănele s-a apucat să le depună în bol. Este o seară de pomină. Minunate aceste bucate. Totul este frumos. Să vedeți cât este de gustos. Ia uitați ce avem aici. Mâncare pentru pitici. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă aștept cu un like, cu multe comentarii în secțiunea de coment și, bineînțeles, cu abonare la canal. Eu vă mulțumesc pentru vizionare.